urmează să virăm la dreapta. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Salut și bine ai venit la episodul de astăzi, unde vom vorbi despre schimbarea direcției de mers. Ce presupune asta? Presupune să te asiguri, să dai semnal din timp, 50 în localitate și 100 de metri în afara localității, cum ar fi de exemplu aici, și pe urmă să tragi de volan frumos în direcția în care ai nevoie, dacă este cazul, și să acorzi prioritate. Eu, spre exemplu, aici mă asigur, trag de volan cât... ce s-au dus alea toate pe spate, marfă! Trag de volan cât să intru în banda mea, și mă pun frumos pe banda 1 și merg mai departe. Aici este drum cu sens unic, cu două benzi, și ne deplasăm ușurel pe banda 1. Ne asigurăm că, uite, nu vine unul din ăsta. Poți să faci și chestia asta dacă vrei, vezi? Nu m-ai incomodat teoretic cu nimic, pentru că încă nu apucasem să apăs pe accelerație. Pe drumul cu o singură bandă este foarte simplu totul, în sensul că nu vine nimeni în lateral cu tine, nu trebuie să te pui pe altă bandă, pur și simplu mergi pe banda ta și îți vezi de drum. În momentul în care ai ajuns la o intersecție și tu vrei să virezi la dreapta, dai semnal cu 50 de metri înainte, te pui ușurel lângă bordură în cazul în care mai sunt și alte mașini în spatele tău și vor să te devanseze sau depășească. Așa, și virez ușor dreapta, punând frână din timp, în funcție de intersecția respectivă, și te încadrezi pe banda 1 a drumului respectiv. Dacă cumva sunt mașini parcate pe banda 1, evident că nu o să te încadrezi pe banda 1, ci o să te duci pe banda din stânga mașinilor parcate. Dacă acea stradă are o singură bandă pe sens, atunci ai grijă că intri pe contrasens și va trebui să acorzi prioritate celor care circulă din sens opus. Uite, de exemplu, cum ai fi aici. Virăm la dreapta și o luăm ușor pe drumul ăsta de pietriș. Super! În curând probabil că o să-l asfalteze. Nu știu de ce nu l-au asfaltat înainte de a închide drumul ălaltul, dar e partea a doua. Videoclipul de astăzi este sponsorizat de AlarmSec. Vrei să-ți protejezi proprietatea și bunurile de pe aceasta? Atunci scrie-mi pe Instagram sau Facebook sau în comentarii și vom găsi cea mai bună soluție de a fi protejat. Acum, dacă vrei să virezi la stânga, într-o intersecție și ai o singură bandă, tot ce trebuie să faci este să te pui cât mai aproape de axul drumului, cu semnal din timp, bineînțeles, cum am vorbit mai devreme, și pe urmă... Și pe urmă te pregătești să oprești, pentru că trebuie să te asiguri că din fața ta nu vine nimeni, ca să poți să treci tu bine mersi. În sensul că dacă vine cineva din sens opus, trebuie să-i acorzi prioritate. Nu știu dacă tu auzi zgomotele astea în portbagajul meu, dar pe mine mă sperie și încerc să conduc cât mai ușor. Cum spuneam, te încadezi pe banda din stânga, evident dacă aici sunt gropi din astea nașpa, nu te bagi fix în ele. Și virez la stânga ușor, uitându-te să vezi dacă vine cineva. Eu am cedează trecere aici, de exemplu. Auci, frate, bă, dar prost le-am pus. Trebuie să opresc neapărat să mă asigur de ele. Dap și virez frumos, te încadrezi pe banda ta. Te asigur că nu vine nimeni din stânga, te asigur că nu vine nimeni din dreapta, bineînțeles, în cazul de față. Aici la fel, de exemplu, o virăm la stânga. Nu vine nimeni din stânga. Din dreapta vin foarte mulți, așa că mă opresc aici unde am posibilitatea să nu încurc traficul. Din stânga nu vine, din dreapta merge, hai. Mai vine unul, dar e suficient loc cât să mă bag și eu și să nu-l incomodez. Pentru că neacordarea de prioritate fix asta înseamnă. Dacă ăla trebuie să ia piciorul de pe accelerație, să pună fână, să vireze pe altă bandă, să facă orice așa, asta înseamnă că l-a incomodat și se numește neacordare de prioritate. E adevărat, nu ți-i amendă pentru chestiile astea în cazul în care nu se produce un accident și nu te prinde poliția în fapt, însă, per total, dacă vrea respectivul să se ducă să facă o plângere împotriva ta la poliție, are tot dreptul de a câștiga. Amu, dacă ai oprit pe marginea drumului, te uiți în oglindă, dai semnal bine mersi și aștept să plece deșteptul care a parcat aiurea lângă tine. Și în cazul în care s-ai eliberat, te bagi ușor, te uiți în oglindă în continuare și începi și tu să prinzi viteză.
Nu intri în bandă decât în momentul în care simți că poți să te bagi în bandă. De exemplu, uite în spatele ăstuia și încearcă să accelerezi destul de tare, adică nu dormi la volan, da? Pentru că nu e plăcut. Nu de alta, dar îl provoci pe ăla din spatele tău să încetinească, să pună frână, se consideră neacordare de prioritate și se poate lăsa cu un accident. Hai să vedem pe scurt ce facem în cazul în care avem o ieșire, de exemplu. Adică ieșire după drumul ăsta de aici din localitate și intrăm pe centura Bucureștiului. Avem pretea frumos de intrare, avem cedează trecere, ne asigurăm bine aici. Dacă poți să te uiți în oglindă, te uiți în oglindă, eu prefer să întorc capul așa pentru că văd mult mai bine. Și după asta mă bag și eu că e suficient loc. Și accelerez suficient de tare, mă pun pe banda din stânga și mai accelerez un pic că vine la cam tare. Și eu dorm. Ne apropiem de un semn giratoriu. Păi, conform legii, teoretic, nu ești obligat să dai semnal stânga. Însă, dăm semnal stânga pentru că sunt ăștia grăbiți pe aici și nu înțeleg că atunci când tu nu dai semnal dreapta să ieși din sensul giratoriu, ei nu înțeleg că nu au dreptul de a se băga în fața ta. Stai că mă uitam pe aici să văd ce și cum. Și în momentul în care ajungi la ieșirea din sensul giratoriu, evident dai semnal. După noile modificări ale sensului giratoriu, evident că trebuie să te pui pe banda 1 sau cel puțin să acorzi prioritate celor din banda 1 în momentul în care are 2 benzi sau 3 benzi când vrei să ieși din sensul giratoriu. Gen, nu poți să mai ieși din banda 2 și să îl incomodezi pe ăla care este pe banda 1 dacă el nu vrea să iasă. Am vorbit că este cel mai simplu să ai un drum cu o singură bandă. Când virezi la dreapta, încetinești, tragi dreapta de volan după ce ai dat semnal și ai ajuns în dreptul intersecției respective. Te asiguri că nu este niciun pieton dacă este trecere de pietoni acolo. Chiar și dacă nu este trecere, tot te asiguri că nu vrei să-i calci pentru că sunt complicațiile prea mari. Apoi, dacă vrei să virezi la stânga, cum e drumul ăsta aici, de exemplu, și am în fața mea o intersecție și vreau să virez la stânga, semnal, încetinesc, mă opresc și mă asigur că din față nu vine nimic, pentru că am acordare de prioritate pentru cei din sens opus. Așa, asta este cu o singură bandă. Pe urmă, când ai 2 sau 3 benzi, acolo se complică puțin treaba, dar nu este foarte complicată. În sensul că, dacă ai 2 benzi, de exemplu, și vrei să virezi la dreapta și tu ești pe banda 2, să spunem, te încadrezi frumos pe banda 1 și virezi la dreapta fără nicio problemă. Să presupunem că ești pe banda 1 și vrei să virezi la stânga, te încadrezi pe banda 2 din timp, te duci frumos pe partea unde vrei tu să virezi la stânga, la intersecția respectivă, și pe urmă virezi la stânga cu o acordare de prioritate. Având în vedere că cei din stânga și din dreapta ta nu au prioritate, tu poți să treci înaintea lor. Pe urmă, cu 3 benzi este același lucru. În momentul în care vrei să te încadrezi pentru la dreapta, te duci pe banda 1. În momentul în care vrei să te încadrezi pe spre stânga, te duci frumos pe banda 3. Ce trebuie să mai ai grijă este faptul că în momentul în care vrei să mergi înainte și există bandă de înainte și la stânga, poți să o folosești. Dacă există doar bandă de la stânga sau la dreapta, nu poți să mergi înainte. Cam asta ar fi singura chestie care te-ar încurca pe tine cel mai mult. La ce trebuie să fii atent în momentul în care vrei să virezi la stânga? În primul rând, la schimbarea benzii, dacă cumva trebuie să schimbi banda pentru a te încadra, pentru a vira la stânga, fă-o din timp, nu o face în ultimul moment, și în cazul în care ai ratat intersecția respectivă să te încadrezi cum trebuie pe bandă, asta este, mergi mai departe sau găsești altă soluție cât mai repede pentru a face ceea ce îți propusesei. Nu te apuca să tragi în ultimul moment să te încadrezi pe banda respectivă. Un alt lucru la care trebuie să fii atent în momentul în care vrei să schimbi direcția, fie la stânga, fie la dreapta, este să te asiguri că poți să o faci în regulă, că nu incomodezi pe nimeni, să acorzi prioritate celor care au prioritate. Dacă tu ai cedează trecere, atunci să te asiguri că nu vine nimeni și că nu încurci pe nimeni. Stai că uiteam eu pe unul grăbit acum în spatele meu și nu mă lasă, mă împinge, dar se duce liniștit. Și pe urmă, trebuie să ai grijă în momentul în care ai benzi dedicate pentru la dreapta, la stânga, înainte, în momentul în care ai semafor. Sunt cazuri în care ai semafor pentru înainte, semafor pentru la dreapta, semafor pentru la stânga. Da? Și trebuie să te uiți bine să nu le încurci, pentru că, uite, am mai văzut cazuri prin București în care
ai semafor pentru înainte și semafor pentru la stânga, de exemplu. E fix pe Illumaniu un caz de genul ăsta și din cauza copacilor nu se observă care dintre semafoare este roșu și care este verde și e pus un pic aiurea semaforul acolo și din cauza asta foarte mulți se iau țeapă și se opresc la verde, deși ei cred că au roșu pentru că au văzut semaforul din stânga că e roșu. Și stau ca fraieri în timp ce mașinile trec cu 60-70 la oră pe lângă ei. Ceea ce este nasol, că este destul de riscant. În cazul în care ai o intersecție cu semafor la dreapta și intermitent, așa, acolo poți să treci bine mersi și să te duci fără nicio problemă dacă acorzi prioritate celor care circulă pe culoarea verde a semaforului. În momentul în care ai bandă de înainte și la dreapta, nu îl înjura pe ăla care stă la semafor, pentru că banda este pentru amândoi și dacă el merge înainte, asta înseamnă că are dreptul să stea acolo, pentru că este bandă de înainte și la dreapta. Dacă este bandă doar de virat la dreapta, atunci da, poți să-l înjuri cu cea mai mare plăcere. Vezi, acordăm prioritate, am pe unul cu camionul în spatele meu, m-am asigurat din timp că pune și el frână, pentru că, sincer, se grăbise să accelereze și deja se apropia de mine, și am pus frână undeva la 10 secunde cel puțin, doar ca să-l atenționez că eu chiar pun frână și chiar mă opresc. Pentru că am observat că cei din fața mea veneau cam mulți și cu viteză și nu aveam loc să mă bag printre ei sau înaintea lor. Hai să continuăm la faza cu intersecțiile. Spre exemplu, aici avem o intersecție în care avem stop. În mod normal, dacă ai și o linie, te oprești înaintea liniei respective. Dacă nu ai linie, trebuie să te oprești înaintea semnului și pe urmă să înaintezi ușor până când ajungi în punctul în care ai cea mai mare vizibilitate, fără să te bagi în fața celui care vine din lateral. Trebuie să ai foarte grijă, foarte mare grijă când virezi dreapta, că vin cei din stânga și s-ar putea să fie unul care se trezește el că vrea să depășească fix în momentul ăla. Deci trebuie să ai grijă și la ăla. Adică te uiți în stânga și te uiți și în dreapta și le acorzi la amândoi sau amândorora prioritate, cum vrei tu să-i spui. Dacă cumva mai vezi o căruță pe străzile din România, încetinește din timp și ai răbdare, uită-te bine în față să vezi ce se întâmplă. Uite, spre exemplu, eu îl văd pe ăla că vine și după el pot să mă bag și eu. Hai, Timo, hai. Puteam să mă bag și înaintea lui, dar ar fi trebuit să bruschez, să forțez mașina și nu își avea rostul. Așa, uite, vezi, am mai mult timp și pot să mă bag bine mersi. Cât a durat în plus? 5 secunde, probabil, ceva de genul ăsta. Cum îți dai seama să ții banda în momentul în care nu ai marcajul? Băi, sunt multe chestii. În primul rând împarți drumul în două și pe urmă tu stai pe jumătatea ta. Cam asta este prima fază. Pe urmă benzile se asfaltează cam câte una odată și te uiți unde e despărțitura dintre cele două sensuri și vezi acolo sau dintre cele două benzi și pe urmă încerci să mergi cât mai pe dreapta, pe marginea străzii. Ce trebuie să mai ai grijă în momentul în care te apropii de o intersecție? Chiar dacă tu ai prioritate, să încetinești, pentru că există riscul ca unul din stânga sau din dreapta să se bage în fața ta. Chiar dacă tu mergi înainte, asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă la ceea ce fac ceilalți. Chiar dacă ai prioritate, asta nu înseamnă că o să și obții în momentul în care te apropii de o intersecție. Așa că cască bine ochii. Uite, vezi ce spuneam? Vrei să virezi la stânga? Scrie clar că n-ai voie să virezi la stânga. Interzis, cu excepția riveranilor. Presupun că locuiești aici, a? Aștepți frumos, aștepți și pe urmă, când prinzi momentul, te bagi. Trebuie să-ți calculezi momentul ăsta în funcție de ceea ce se întâmplă în stânga ta. În sensul că dacă ai trecere de pieton, trebuie să fii atent să nu fie vreun pieton care să se bage, pentru că dacă te bagi și vine mașină din sens opus și îți sare pietonul în față, tu ești vinovat că ai intrat la tine. Chiar dacă ăla din spate îți dă claxoane și te înjură și e nesimțit, lasă-l în pace, nu trebuie să te grăbești pentru că nu și are niciun rost. Permisul, sănătatea ta și tot ceea ce ține de tine și de cei din jurul tău, este foarte important să ți-o respecti tu mai întâi pe a ta și să încerci să nu faci vreun pericol, cum ar fi, de exemplu, să forțezi intrarea pe strada respectivă și să fie un pieton acolo și să-l calci pe ăla. Pentru că tot la tine se rezumă, în sensul că o să ai probleme. Da, evident, pe ăla l-ai nenorocit, l-ai făcut una alta, dar
ca să fii în trend cu lumea, trebuie să fii egoist. Și dacă îți vrei ție binele, înseamnă că îi vrei și altuia binele. Nu știu dacă sună corect și coerent ceea ce spun, însă cam ăsta e trendul, din păcate. Toată lumea este egoistă, fiecare se gândește doar la el și nu îi pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lui. Iar sfatul meu este că dacă vrei să-ți fie bine ție, fă în așa fel încât să nu-i încurci pe el alții, să nu-i deranjezi și să nu le distrugi lor feng shui-ul. Pentru că în momentul în care le distrugi lor feng shui-ul, ei o să-ți distrugă ție feng shui-ul sau cineva o să-ți-l distrugă ție. Hai că ne vine și nouă rândul la giratoriu. Deși în legislație nu este specificat că trebuie să dai semnal stânga, din păcate toată lumea s-a învățat așa și e cam prost obiceiul ăsta, pentru că în mod normal nu ar trebui atâta timp când nu este specificat în lege. Da? Și dai semnal stânga pentru că vrei să o iei în direcția asta, îl las pe ăla de pe banda 1 să meargă el bine mersi pe acolo, să nu îl încurc, și pe urmă mă bag frumos cu semnal dreapta și ies din sensul giratoriu. Vrei să ieși de pe un pod, adică pe pretea, dar bine mă că te bagi în față. Până acum ai stat pe banda 2. Vrei să ieși de pe pretea frumos, semnal din timp, te bagi și încetinești ușor și te apropii de următorul pas, care este un sens giratoriu, semnalizând dreapta pentru că virăm la dreapta. Ne punem pe dreapta ca să putem să-i lăsăm pe ceilalți să se ducă în caz că merg înainte. Îl urmărim pe ăsta să vedem ce face și ne băgăm și noi. Și ne-am băgat. Uite aici acum poți să faci un accident frumos. Vii din spate tare. Deșteptul vede că sunt mașini pe stradă și îl încurcă și se bagă pur și simplu fără să se uite în banda 2. Dacă nu ești atent la el, l-ai pocnit. Dar pentru că sunt atent la el, nu-l pocnesc. Vrei să virezi la stânga și ai semafor la stânga, te pui frumos pe bandă de stânga și te bagi să virezi la stânga în momentul în care se face verde și respecti indicațiile de acolo, da? În cazul în care se lungește coada așa de mult, asta este, stai pe banda respectivă și nu te duci în față să te bagi în fața celorlalți. Hai să ne punem pe banda 1, că după aia zice lumea că mergem prea mult pe banda 2. Ajungi dintr-o secție și ai verde și mergi înainte, te asiguri doar că nu se bagă vreun nebun în fața ta și treci liniștit prin intersecție. Dacă nu virezi stânga sau dreapta, atunci este ok, verdele îți acordă prioritate. Dar știi cum e vorba aia, ai grijă să nu mor cu prioritatea în mână. În oraș întotdeauna o să fie haos, mai ales în București, în sensul că fiecare vrea să vireze aici la stânga, aici la dreapta și tot așa, și în momentul în care sunt multe mașini pe stradă se creează un pic de haos, pentru că, uite, de exemplu, acum am văzut pe unul care a virat stânga pe linia de tramvai pur și simplu din scurt, după care unul a virat dreapta și cei care erau în spatele lor au trebuit să încetinească. La fel cum am făcut eu cu ăsta cu Porsche Cayenne. Și trebuie să ai grijă la toți nebunii ăștia care își fac de cap pe străzi, pentru că există riscul să te ciocnești de ei dacă nu ești atent, mai ales când oprește din scurt și virează stânga-dreapta de nebun. Ca să eviți chestia asta, reduci viteza și mergi mai încet un pic. Și dacă ești foarte atent, atunci nu te ia prin surprindere. După cum vezi, toată lumea merge cu 60-65, eu merg undeva cu 55, ceva de genul ăsta, și pot să spun că merg liniștit, relaxat, ajung în același timp acolo unde vreau să ajung și nu mă grăbește nimeni și nu se întâmplă nimic grav. Ne apropiem de un semafor și avem verde intermitent la dreapta, dar s-a făcut verde, așa că nu mai e problemă, însă ca idee, în momentul în care ajungi aici, te uiți frumos în stânga și vezi dacă vine cineva, nu vine nimeni, te bagi ușor pe banda ta și te duci mai departe. Ne punem frumos pe banda 1, pentru că ăia din banda 3 vor să treacă în banda 2 mai mult ca sigur. Și pentru că aici este semafor pentru înainte și separat pentru la stânga, avem grijă să nu ne încurcăm de cei care virează stânga. După cum vezi, aici este semaforul roșu pentru la stânga, pentru că vin cei din sens opus. După cum vezi, suntem pe banda a treia a drumului, însă pentru că mașinile sunt parcate pe banda 1, noi o să o considerăm banda 2.
aici undeva este un semafor care îți permite să virezi la stânga, ai o bandă dedicată să virezi la stânga, însă noi vom încerca să ne băgăm și să ne încadrăm în așa fel încât să virăm la dreapta. Ia să vedem, sper să am noroc. Mamă, ce aglomerație aici, oare de ce? Noroc că semaforul e mai în față și încă mai apuc să mă bag și eu. Da, hai că apuc să mă bag. Au. Însă mi-am calculat și din păcate pot să mă bag doar în spatele ăstuia. Da. Am reușit să schimb direcția, ok. Acum că m-am încadrat corect, adică pe banda 1, pentru a vira la dreapta, vom încerca să virăm la dreapta aici. Aceasta este o pretea de pod și, în concluzie, reducem viteza ușor, pentru că, după cum vezi, avem 30 la oră și oricum vine o curbă destul de strânsă. Ușurel, avem grijă să nu intrăm aici pe sensul opus, chiar dacă nu se mai vede banda, adică ții cât mai aproape de balustradă. Și aici avem cedează trecere. Încetinim și ne uităm foarte bine. La un moment dat erau și niște oglinzi pe aici în care te puteai uita, dar au cam dispărut, din păcate. Aici merge, uite, de exemplu, să mă uit în oglinda asta. Da, și se vede mult mai bine. După mașina asta, dă-i tare. Și ai grijă asta care se bagă în fața ta. Și dacă cumva te-ai săturat de pod și vrei să ieși pe o bretea, atunci tot ce trebuie să faci este să virezi din timp dreapta, să încetinești ușor, să te încadrezi frumos aici pe bretea și să cobori liniștit, ușurel, fără să te grăbești. Având în vedere că aici sunt curbe destul de strânse, trebuie să ai grijă să încetinești și să fie totul în regulă. Bineînțeles, curba asta poți să o iei lejer cu o viteză mult mai mare, însă nu am de gând acum să fac așa ceva. Iar aici ne uităm, avem cedează trecere, bandă de accelerare frumos și ne băgăm și noi. Îl aveam pe ăsta cu BMW-ul în spate și de-aia spuneam că nu și-are rostul să te grăbești și să mergi repede, pentru că omul era grăbit și voia să meargă el mai tare pe acolo. Ne încadrăm frumos pe banda 1, urmează să virăm la dreapta, te-ai prins, da? Aici am două variante, pot să merg pe banda 1 înainte sau pot să virez la dreapta, dar eu o să vreau să virez la dreapta. Pentru că semaforul meu este verde, trebuie doar să fiu atent la pieton să nu fie vreunul, mă asigur că este tot în regulă și mă bag ușor pe banda aia. Și pentru că urmează să virăm la stânga, mă pun pe stânga. Puteam să rămân și pe banda 1, după cum vezi aici este marcaj înainte și la stânga, iar pe asta este obligatoriu la stânga. Dar am zis că e mai convenabil să mă pun pe stânga, pentru că mi este mult mai comod și poate vreunul vrea să se bage acolo și să plece mai repede înainte. Iar al treilea motiv este pentru simplu fapt că mai sunt deștepți care se pun pe banda asta, tu stai pe banda aia în paralel cu ei, cum ar fi acum cu scuterul ăsta, și se trezește deșteptul că el nu mai vrea să vireze la stânga și vrea să meargă înainte și se bagă în fața ta. Aici semaforul meu este singurul care este verde și în concluzie nu îmi fac griji. Virăm dreapta, încetinim, pietonul s-a apropiat deja, puteam să mă bag dacă voiam, însă pentru că sunt un șofer mai bun, încerc să nu fac prostii prin trafic. Acum nu-ți imagina că las toți pietonii să treacă, pentru că mai sunt cazuri în care se întâmplă din greșeală să ajungă fix în momentul în care sunt lângă trecere și nu pot să opresc sau pur și simplu nu îi văd și în momentul ăla chiar nu am cum să-i las să treacă. Dar încerc să mă rezum la 1% cazuri care nu îi las să treacă. Acum avem o stradă cu sens unic, de la stânga către dreapta, așa că îți poți imagina unde o să mergem noi, nu? Ne băgăm frumos aici, ăla cu totineta unde vrea să se ducă, mă. Și așteptăm să treacă mașinile. Sori trotineta. Inițial am crezut că vrea să ducă și el în dreapta, pe unde am venit eu. Pe podul ăsta frumos,
poți să mergi înainte și să dai în viitoarea centura Bucureștiului. Însă, în momentul de față, poți doar să ieși de pe pod, să te duci înspre Ciurel Crângaș și poți să ieși de pe pod pe cealaltă parte și să te duci înspre Iuliu Maniu Militari. Trebuie să ai foarte mare grijă la mașinile care intră pe arteră și pe urmă te încadezi frumos pe banda de dreapta și încetinești și urmezi cursul. Oricât ai vrea tu înainte, nu poți să mergi decât cu motocicleta dacă treci printre betoanele alea. Ăsta este numit momentan podul către nicăieri sau podul degeaba, ceva de genul ăsta. Cred că are lejer 6 ani de când se chinuie la el să-l construiască. Aici avem cedează trecere, însă este o bretea și putem să ne băgăm frumos pe ea și putem să ne asigurăm. Uite, vezi, nenea ăla claxonează aiurea un BMW, însă faza este că BMW-ul, sau mă rog, cred că amândoi au greșit, sincer, dar nu mai contează. Se mișcă așa de repede, ei, vezi, uite, doi se ceartă și al treilea câștigă. BMW-ul stă și se ceartă cu Dacia și Dacia stă și se ceartă cu BMW-ul și eu am trecut bine, mersi, și m-am dus mai departe și mi-am văzut de ale mele. Simplu, nu? Yep. Vrem să virăm la dreapta, semaforul e roșu, avem noroc că este doar o mașină acolo și ne pregătim să virăm la dreapta, așa cum am vorbit mai devreme. Pentru faptul că e trecere de pietoni, acordăm prioritate. Mă rog, ăsta stă cam în spate un pic, dar ce să-i cerem? S-a eliberat trecerea de pietoni, așa că continuăm și noi ușurel deplasarea. Pe strada asta, de exemplu, sunt foarte multe intersecții și foarte multe treceri de pietoni. Așa că trebuie să ai grijă să nu rulezi cu viteză foarte mare, pentru că există oricând riscul să-ți apară ceva în cale. Ce-a făcut? I s-a rupt bena? Nasul. Uite, îl vezi cum se bagă? Pentru simplu fapt că l-am văzut și mi-am dat seama că o să se bage, am încetinit pentru că nu și-avea rostul să merg cu viteză și să vină fix în mine. Pentru că sigur ar fi forțat trecerea. Și pentru că avem drum în lucru, după cum vezi, banda se îngustează și te obligă să treci pe sensul celălalt. Încetinim pentru că avem trecere de pieton temporară și avem grijă la ea. Încetinim pentru că aici suntem pe sensul opus și sunt ceva gropi. Puteam să mă duc bine mersi pe partea elaltă, au, dar am zis că vin mașini din sens opus și că să nu risc. Îl văd pe ăsta la trecerea de pieton, că deja s-a angajat și ălaltul lasă să treacă, așa că încetinesc și ușor și îl las să treacă. Pentru că mergem înainte, ne punem frumos pe banda 1 și ne băgăm printre mașinile astea pe aici și ne ducem și noi mai în față. Și pentru că s-a prins momentul, ăsta virează la dreapta, mă pun frumos repede pe banda din stânga și m-am băgat frumos și am trecut mai departe. Și am ajuns iarăși la o altă zonă de lucrări. Când s-a terminat zona de lucrări, revii frumos pe sensul tău și te încadezi pe banda ta corect și mergi frumos civilizat. Urmează să virăm la stânga, așa că încetinim un pic, dăm semnal din timp și ne încadrăm pe banda de obligatoriu la stânga. Asta aici este banda de obligatoriu la stânga, iar mai pe dreapta este banda de înainte. Avem grijă să trecem fără să incomodăm pe cei din sens opus. Avem grijă și la ăsta care s-a băgat din sens opus. Îi mulțumim că ne-a lăsat. Ce a accelerat mașinuța. Arș, prea tare, prea tare. În mod normal trebuie să ai grijă la chestii de genul ăsta în care te lasă unul să te bagi, pentru că există riscul să se bagi el în spatele tău, să te lovească. Mai sunt faze de genul ăsta și trebuie să ai mare grijă. Însă, în mod normal, aștept să treacă toată lumea. Dacă chiar vezi că nu trece, atunci te bagi, însă ești foarte atent la ceea ce se întâmplă cu cel din sens opus care te-a lăsat pe tine să te bagi, deși tu aveai cedează trecere. Ne apropiem de altă intersecție și virăm la dreapta, cedează trecere, încetinim, semnalul este și el pus. Ce e aici? Și nu mai pot să mai intru. Ce e aici? După câteva ore mai târziu, ne-am apropiat și noi de intersecția asta unde avem cedează trecere. Noi mergem înainte, dar vin foarte mulți din stânga și până când se bagă ai noștri, până atunci mai vin alții. Dar am trecut și noi cu brio.
atenție mare la trecerea de pieton când virezi la stânga, că sunt foarte multe cazuri în care se întâmplă să sară pietonul în față. Și pentru că tu te uiți în dreapta, se întâmplă să te trezești cu pietonul în față. Astea fiind spuse, cred că am adunat o jumătate de oră de material, așa că te las, ai grijă de tine, conduc cu grijă și în momentul în care vrei să ieși pe stradă, nu uita să recapitulezi regulamentul și codul rutier. Și pe urmă nu o să mai ai probleme cu traficul și cu ceea ce trebuie să faci în trafic.